push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Prieteni, vorbesc mai încet, deoarece doarme Alexu, vreau să vă arăt că vreau să încerc să-mi fac un obicei, măcar să am o oră, două pe zi, în care stau la birou din picioare, de exemplu, acum m-am așezat pe blatul din bucătărie, răspund la niște mail-uri, mi-am făcut o cafea și vreau să stau, este ora 7:30, undeva până pe la 10:20. Să stau în picioare, deoarece dacă vom sta în picioare mai mult în timpul zilei, putem arde cu până la 30% mai multe calorii. Deci este foarte important să stăm în picioare. Ce a făcut Genius, un chat din ăsta cu toți membrii, toți partenerii Genius Nutrition, se vorbește de zor de dimineață, de la ora 7 au început să discute. După cum ziceam, am trezit la 73,6, ceea ce este un rezultat foarte bun, având în vedere că este vineri, final de a 6-a săptămână din programul de definire, deci pornind de la 82,5, 73,6, deci 9 kg, să zicem, fără 100 de grame. Un rezultat foarte bun în 6 săptămâni, nici măcar 6 săptămâni complete, deoarece până duminică am șansa să mai scad 200 sau 300 de grame, depinde. Avem 60 de grame de whey, am pus cu cookies and cream și am pus și o cupă de ciocolată ca să aibă un gust din acesta mix. Și cam asta este gustarea mea înainte de sală. Prefer ceva care să fie sub formă lichidă pentru a se absorbi mai repede, asta ar fi o dată, și a doua oară prefer să fac ceva decât să stau să gătesc dimineața. Și a treia oară nu prea mi este foame dimineața. Și mi-ar fi foarte greu, nu știu, să mă apuc să mănânc niște omlete cu niște nu știu ce. Și mai degrabă mi este foame în timpul zilei, deci prefer să-mi păstrez mesele solide pentru perioada zilei și la fel carbohidrații voi mânca după antrenament și apoi eventual mai pe după amiază. Astăzi am făcut piept cu spate. Știu că veți spune că sunt două grupe mari, de obicei nu se antrenează așa, deci acesta ar fi al doilea antrenament pentru piept și al doilea antrenament pentru spate. L-am făcut superset. Am început cu împins cu bara, deci cel mai clasic exercițiu pentru piept. Împins din poziție orizontală cu bara, urmat de ramat tot cu bara. Veți vedea imediat. A fost un antrenament greu, vă testează cumva și condiția fizică pentru că pauzele sunt scurte și ai bam bam exercițiu după exercițiu, dar asta este bine, vă va ajuta să faceți un antrenament eficient într-un timp mai scurt, aproape că se înjumătățește timpul și veți avea timp de cardio, deoarece în această etapă cardio-ul este destul de ridicat ca și timp. Și trebuie să economisim deoarece nu putem sta 3-4 ore la sală, deoarece în fiecare zi am făcut abdomen, în fiecare zi am făcut cardio și pe lângă asta am făcut fiecare grupă de 2 ori pe săptămână. Deci a trebuit într-un fel sau altul să reducem din tipul de antrenament, deoarece evident nimeni nu poate, dar nu toată lumea își permite să stea la sală 3-4 ore pentru a termina toate aceste chestii. Acesta ar fi al doilea set. Din primul superset practic de împins cu bara am făcut 4 seturi ori 10 repetări de fiecare exercițiu. Dried out tears of sorrow, lacking all emotion.
În continuare ne-am mutat la împins cu ganterele din poziție înclinată și apoi am făcut imediat cu tracțiuni la helcometru. Mișcările sunt controlate, complete, de jos până sus și așa ar trebui să fie pe tot parcursul antrenamentului. Al treilea superset a fost cu fluturări la aparat. Vedeți că nu țin aparatul în mână, vedeți că împing practic sau fac aceste fluturări cu antebrațele pentru a scoate antebrațul din ecuație, din exercițiu și așa veți vedea că nu veți mai putea folosi la fel de multă greutate, în schimb veți simți pieptul mult mai bine. Deci dacă aveți un aparat asemănător și vă permite să faceți chestia asta, ar fi foarte bine să încercați. Apoi am făcut ramat la scripete cu priza apropiată. Ultimul exercițiu a fost fluturări cu cablurile, superset cu pullover la scripete. Aceste fluturări cu cablurile au mai multe variații. Poți face mai jos către nivelul buricului, poți face mai sus către nivelul umerilor pentru partea de sus a pieptului. Ideea este să încercați mai multe variații, să vedeți în care vă simțiți cel mai bine pieptul și apoi vă jucați cu ele. Puteți spune astăzi duc cablurile mai jos, astăzi le duc mai sus, în funcție de ce parte a pieptului vreau să o targetez, să o țintesc mai mult. După ce am mâncat, masa de după sală a fost cu piept de pui. Piept de pui cu niște crackers. Crackers însemnând, stați-vă, chestii de genul acesta. Sunt ca niște felii din făină integrală, super ușoare, au undeva la 4-5 grame de carbohidrați, în funcție de ce tip cumpărați. După aceea, voi lua niște BCA-uri. De ce? Pentru că vor crește absorpția proteinelor din pieptul de pui, deoarece, de exemplu, în momentul în care avem un shake cu proteine, concentrația de leucină este suficient de mare încât nu avem nevoie de BCA-uri, dar în momentul în care luăm o masă normală, este bine să adăugăm 5 grame sau 10 grame de BCA în funcție de masă și în funcție de voi. Dar dacă, de exemplu, sunteți la început, puteți să luați 5 grame de BCA după fiecare masă care conține proteine pe bază din carne sau ouă, sau mai ales dacă sunt cazul dacă sunteți vegetarieni sau ceva de genul ăsta, sau țineți post pentru proteinele incomplete. Nu știu, dacă mâncați ceva de post și nu ați avut suficiente proteine, puteți să vă folosiți de BCA-uri, deoarece, de exemplu, aceștia sunt extrase prin fermentare din alge, spre deosebire de majoritatea firmelor care extrag din păr, pene și unghii, cred. Știu că păr și pene, era pene de rață și o chestie de genul ăsta, și sunt extrase printr-un proces chimic. Aceste de la Genus sunt extrase prin fermentare, deci sunt lăsate niște alge la fermentat, practic. Pe lângă asta vom mai face o gură de cafea și apoi ne continuăm ziua.
După cum am zis, la fiecare vlog vom da o temă pentru a rămâne oarecum și puțin informativ. Astăzi vom vorbi despre tempoul exercițiilor, deoarece am mai primit comentarii. De exemplu, Angel, mi se pare că faci exercițiile cam rapid sau cât ar trebui să fie partea pozitivă, cât ar trebui să fie partea negativă. Adevărul este că nu este o variantă care să fie valabilă pentru toată lumea. Important este ca mișcarea să fie controlată. Ideea este ca tu să simți mișcarea atât pe partea pozitivă cât și pe partea negativă. S-a dovedit că dacă, de exemplu, pentru tine ar fi suficient 2 secunde și ții 4 secunde, să zicem că nu ar fi multe de câștigat. În schimb, vei obosi mult mai repede și nu vei putea avea aceleași performanțe la seturile celelalte. Deci este important să-ți găsești ritmul tău, tot timpul să urmărești, să controlezi atât pozitivul, să simți contracția și apoi să cobori controlat mișcarea. Poate din video, de exemplu, vi se pare că la unele exerciții las prea repede greutatea, dar tot timpul mă gândesc să strâng cât mai tare și apoi să întind cât mai bine mușchiul. Eu simt fiecare repetare și așa ar trebui să vă gândiți și voi, nu neapărat să numărați în gând un număr de secunde și așa mai departe. Plus că cu aceste elemente ne putem juca, de exemplu, dacă vrem să facem un antrenament exploziv, putem să lăsăm mult mai încetul partea de negativ și să facem cât de repede putem partea de pozitiv. De asemenea, dacă facem MTUT, unde este 4-5 secunde partea de pozitiv sau chiar mai bine și așa mai departe. Dar pe lângă aceste tehnici, în mod normal, ar trebui pur și simplu să controlăm greutatea, să știm, să simțim, să facem în așa fel încât să simțim atât pozitivul cât și negativul. Același exemplu l-am avut și cu Victor, de exemplu, dacă îl mai țineți minte, m-am antrenat cu el mai de mult. Eu făceam repetările, fac repetările mult mai lent decât el, deci el făcea repetările de parcă avea pistoane, bam, 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 bam. Cu toate acestea, el le simțea foarte bine, spunea că simte fiecare repetare și avea rezultate. Deci avea rezultate până la urmă, asta este ceea ce contează. Eu nu puteam să fac repetările, cred că le făceam de 2 ori mai încet decât el, fiecare cu ritmul lui, deși făceam același antrenament, îl făceam în ritmul nostru. Așa că dacă, de exemplu, aveți o recomandare, cineva a spus să faceți 2 secunde cu 3 secunde și vi se pare ciudat, adică parcă nu este o mișcare naturală pentru voi, încercați pur și simplu să vă contractați cât mai tare pe partea pozitivă și apoi să încercați să întindeți cât mai mult mușchiul pe partea negativă, ambele părți să fie controlate și cam asta este. Am ieșit să dau câteva colete. Lucram la un poster, la programul de definire, voi face ca un fel de calendar unde veți putea bifa fiecare zi din fiecare săptămână, cum că ați trecut cu bine de acea zi. Bineînțeles, va fi cadou, ce e ca o chestie drăguță, așa să o lipiți pe perete. Voiam să vă mai spun că astăzi am rezolvat toate e-mail-urile, am răspuns la toate e-mail-urile, așa că am observat că unele au intrat în spam. Dacă nu ați primit niciun fel de răspuns de la mine, puteți să-mi retrimiteți mail-ul, este angelfitness@gmail.com și vă răspunde cu siguranță la el. Pe Facebook răspund destul de greu, deoarece pe e-mail primesc undeva la 100-150 de e-mail-uri în fiecare zi, pe Facebook la fel cam la 100-200 de mesaje în fiecare zi și pe Facebook de obicei este genul ăla. Ai timp să discutăm vreo 10 minute și evident răspund mult mai greu la oameni. Dar nu știu, voi vedea cum poate voi reuși să răspund și pe Facebook, dar pe e-mail cu siguranță voi răspunde. Clasica omletă. Work in progress, cam așa arată deocamdată. Aceasta este schița, nu va fi varianta finală. Legat de program, știu că vă bat la cap cu chestia asta, dar practic de asta mă ocup acum, lucrez la el. M-am gândit pentru că orice program poate, adică nu că orice program, sunt foarte multe programe care te ajută să slăbești, dar sunt foarte puține care te învață cum să slăbești, te învață cum să te menții și practic ăsta va fi scopul programului, va fi pe lângă programul efectiv de antrenament, planurile alimentare, deoarece alimentația va fi în 3 etape, va fi prima etapă, bineînțeles a doua și a treia și se vor schimba, evident, în fiecare etapă se vor schimba tehnicile neapărat. În a doua etapă se vor schimba macronutrienții, în a treia etapă se va schimba cu totul alimentația.
pentru a feri stagnarea. Practic nu vrem să stagnăm. Și asta ziceam, va fi exact ca o carte în care voi explica exact cum să slăbești, de ce să slăbești așa, de ce am făcut chestia aia și așa mai departe, care veți învăța cum să slăbiți pe viitor în cazul în care vreți să vă mai apucați vreodată de slăbit și veți învăța ceea ce este foarte important să vă mențineți, pentru că degeaba slăbești în 8 săptămâni 10 kg, de exemplu, și apoi pui 10 kg înapoi în următoarele 2 săptămâni. Asta ar fi scopul final, să slăbești și să reușești să te menții, deoarece oricine, sunt foarte mulți care au reușit să slăbească cu tot felul de diete, dar după aia în 2 săptămâni, pac, au crescut înapoi. Deci nu acesta este obiectivul.